Simbolismul este un curent literar apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai întâi în Franța și în Belgia, ca reacție împotriva retorismului romantic și a impersonalității parnasianismului, prelungindu-se până în preajma primului război mondial și influențând toate artele. În literatură, simbolismul s-a manifestat cu precădere în poezie. El reprezintă, în esență, începutul poeziei moderne, datorită limbajului propriu și al obligativității de a căuta mereu noul. Simbolismul reprezintă primul moment de sincronizare a literaturii române cu literatura universală. Estetica simbolistă se caracterizează prin trăsături precum înclinația spre stări sufletești nedefinite, transmise pe calea sugestiei, splinul ca motiv literar specific, cultivarea senzațiilor coloristice, muzicale, olfactive, căci, citez, noua poezie trebuie să fie muzică și imagine sau audiție colorată, am încheiat citatul, versul liber, preferința pentru cultivarea senzației, sinesteziei și simbolului. Date despre autor și operă. George Bacovie este cel mai semnat poet simbolist al literaturii române, aparținând perioadei interbelice. Volumele sale de versuri sunt Plumb, 1916, Scântei galbene, 1926, Cu voi, 1930, Comedii în fond, 1936, Stanțe burgheze, 1947 și Poeme în proză, care, deși nu sunt multe la număr, au reușit să se impună definitiv prin originalitatea stilului în literatura română. El este creatorul unei lirici marcate de claustrare, disperare, splin, adică plictis sau chiar setir existențial, de un tragism ce definește eu liric, coborât parcă din infern, cum spunea Nicolae Manulescu. Încadrare. Poezia, considerată o emblemă a universului său, a apărut în fruntea primului volum de versuri, Plumb, în 1916, și poate fi socotită o artă poetică, adică o poezie programatică, o sinteză nu doar a volumului pe care îl deschide, ci a întregii lirici bacoviene. Prin poezia Plumb se evidențiază un ansamblu de trăsături care compun viziunea despre lume și viața unui autor, despre menirea lui în univers și despre misiunea artei sale într-un limbaj literar care îl particularizează. Poezia este citită pentru prima dată la cenacul lui Macedonski în 1903, lectura provocând o impresie puternică a maestrului său, care îi improvizează o dedicație. Citez. Poete scump pe frunte, porți mândri foi de laur, căci singur până astăzi din plumb făcut ai aur. Am încheiat citatul. Poezia poate fi interpretată și ca o elegie prin adânca durere și tristețe, țesute în jurul temei centrale. Curentul literar. Textul poetic se înscrie în lirica simbolistă prin folosirea simbolurilor, tehnica repetiției, muzicalitatea versurilor redate prin elemente de recurență sau prin imagini auditive sugestive, cromatica și dramatismul eului liric. Textul nu cuprinde niciun termen explicit al angoasei, totul fiind dedus din descrierea cadrului pe baza corespondențelor ce se stabilesc între materie și spirit. Tema operei. Tema acestei poezii o reprezintă alunecarea în moarte a lucrurilor și a oamenilor sub apăsarea destinului de plumb, dar și condiția poetului într-o societate artificială lipsită de aspirații care îl desconsideră. Deși este o poezie scurtă, este încărcată de semnificații prin numeroasele motive literare care îi transmit o stare sufletească profundă receptorului. Prăbușirea, frigul, somnul asociat morții, cavoul, veșmântul funerar, sicriul, vântul, pustiul, singurătatea, apăsarea, dezarticularea psihicului. Sursa de inspirație. Sursa de inspirație o constituie o vizită pe care poetul o face în anul 1900 la cavoul sturzeștilor din cimitirul Băcăuan, fiind profund impresionat de sicriele și florile de plumb care îi dădeau interiorului o notă stranie. Creația este inclusă în volumul Plumb din 1916, pe care Agata Grigorescu Bacovia, adică soția poetului, a numit-o un pastel dominat de straniu, lugubru și macabru. Structură. Poezia este alcătuită din două catrene cu rimă îmbrățișată, măsură fixă de 10 silabe, ritm variabil, ritmul parțial iambic, ce conferă o sacadare a discursului liric ce pare frânt, denotă obsesia, sentimentul singurătății, al tristeții, al unei sensibilități claustrate, acute. Poezia se structurează pe două secvențe poetice reprezentative prin cele două catrene care, compozițional, corespund celor două planuri ale realității,
tipar frecvent folosit de Bacovia, având o geometrie perfectă. În prim plan, corespunzător primei strofe, apare un univers exterior, obiectiv, macrocosmic, dominat de cimitire și de cavou, iar în al doilea plan, corespunzător celei de-a doua strofe, apare universul interior, realitatea interioară sau microcosmică, subiectivă, în care decorul funebru se proiectează asupra eu liric, întors, al aripilor frânte, al frigului tanatic existențial. Subiectivitatea lirismului este evidentă prin integrarea mărcilor gramaticale ale prezenței eu liric, anume, verbele stam, am început, și adjectivul posesiv meu la persoana întâi. Semnificația titlului. Titlul sintetic al poeziei este un simbol, întrucât aici, un termen concret, pe cum plumbul, sugerează o serie de stări sufletești abstracte. Metalul acesta greu, maleabil, toxic, de culoare cenușiu-albăstruie, rău conductor de căldură și electricitate, face trimitere la răceala existențială, la greutatea apăsătoare pe care o simte omul în fiecare clipă a vieții, element care parcă îl presează, aducându-l treptat, în mod implacabil, spre neființă. În ceea ce privește cromatica, griul, fiind un rezultat între alb și negru, sugerează impuritatea, neclaritatea, tristețea, dar și culoarea humei în care se întorc toate, oamenii, dar și lucrurile. Forma nearticulată a substantivului din titlu generalizează acest sentiment al deznădejdii pe care acest simbol îl impune. Chiar utilizarea termenului în mod obsedant de 6 ori pe parcursul poeziei sugerează apăsarea, monotonia, dezorientarea spațiului închis și deprimarea. Cuvântul plumb conține o singură vocală închisă între cele 4 consoane grele, P, L, M, B, intensificând prin repetare impresia de claustrare. Strofa întâi prezintă cadrul în care se află poetul, un cavou cu sicrie și flori făcute din plumb sau care sunt percepute astfel de eu liric din pricina luminii difuze și a atmosferei sumbre. Versurile de la început dormeau adânc sicriele de plumb, pun întregul text sub semnul profund al morții. Verbul la modul indicativ timpul imperfect dormeau, distribuit în poziție inițială, sugerează o acțiune începută în trecut și neterminată, verb care prelungește parcă suferința omului. Sicriile de plumb ce dorm adânc sunt cufundate în moarte. Lemnul, materialul din care sunt confecționate coșciugele, este înlocuit cu plumbul pentru a evidenția greutatea lor, care facilitează atracția pământului. Florile, asociate și ele de obicei frumuseții, gingășii, sunt alăturate acum oximoronic plumbului, fiind artificiale, prevestind moartea. Universul devine un imens sicriu, cuprins de moarte, prin îmbrăcarea sa figurată într-un funerar veșmânt. Termenul cavou ar putea avea mai multe semnificații prin extensie. Ar putea fi camera poetului, spațiu al solitudinii și angoasei, ar mai putea reprezenta orașul care într-o zi de toamnă devine un rece și imens cimitir. Cavoul ar putea simboliza universul în care omul se simte limitat, constrâns, captiv, așadar multiple cercuri concentrice ale lumii care alunecă spre neființă. Cavoul, orașul cimitir și lumea infern. Însuși cuvântul singur poate fi considerat elementul cheie al strofei, ce adună, ca în jurul unui nucleu, percepția terifiantă asupra vieții. Punctele de suspensie surprind tocmai acest of al poetului, starea de angoase ce se revarsă din prea plinul sufletului și care nu poate fi redată suficient în cuvinte. Versul al treilea al primei strofe debutează cu o marcă gramaticală a prezenței eu liric în text, verbul la persoana întâi singular stam, interiorizând discursul prin apariția motivului singurătății, stam singur în cavou. Corespondența dintre materie și spirit este evidentă prin elementul de recurență stam singur. Apariția vântului în peisajul macabru al singurătății completează tabloul terifiant. De asemenea, imaginea auditivă scârțâiau, un sunet funebru produs de coroanele de plumb, marchează apartenența poeziei la curentul simbolist și sugerează amplificarea prin simțirii unui inevitabil sfârșit. Moartea este percepută prin toate organele de simț, vizual, auditiv, tactil, fapt care întărește afirmația lui Mihai Petroveanu, cum că Bacovia este pictor în cuvinte și compozitor în vorbe. Strofa a doua. Începând cu a doua strofă, discursul se interiorizează, dând impresia că poetul veghează sicriul unei persoane iubite.
Prin tehnica simetriei, corespondența sicriilor de plumb, care adorm adânc și care aparțin planului exterior, este în strofa a doua, amorul care adoarme adânc. Acest adverb de mod sau participiul întors ambiguizează discursul, sugerând întoarcerea spre apus, spre moarte sau o întoarcere spre sine, eul poetic izolându-se de ceilalți. Este o renunțare voită la dragoste și, implicit, la viață, căci iubirea nu mai are la Bacovia putere de regenerare. Dacă forma consacrată este a adormit neîntors, ca somn reconfortant, poemul bacovian apelează la o estetică a opoziției, zadarnică este chemarea poetului și am început să-l strig. Căci moartea a cuprins întregul univers, dar și ființa umană. Strigătul omului cuprins de disperare amintește de strigătul zadarnic, neauzit de nimeni, al lui Edward Munch în pictura Țipătul, deschizător de drumuri în noul curent al începutului de secol 20. Acestea sunt singurele două verbe dinamice din întreaga poezie și sugerează disperarea poetului și încercarea de a ieși din acest spațiu claustrat, dar imediat poetul revine la starea de pasivitate prin verbul static stam. Metafora aripile de plumb arată incapacitatea omului de înălțare către absolut, către o lume mai bună, către un spațiu al perfecțiunii. Chiar simetria versurilor din cele două strofe, construite paralel cu mici modificări, creează impresie de cerc al fatalității, destinul uman fiind traductibil în termeni ca singurătate, teamă, moarte. Stările sufletești pe care omul ni le transmite pe calea sugestiei constituie un alt element simbolist. De asemenea, repetarea termenului din titlu, corespondențele analitice, cadrul sumplu, toate se încadrează în același curent. Poetul nu comunică, ci sugerează stări vagi, cețoase, ca și când ar fi, cum spunea Nicolae Manolescu, o fantomă născută din lumea pe care a creat-o. Particularități de limbaj. În ceea ce privește originalitatea stilului, Ionul Rotaru, în O istorie a literaturii române, remarcă faptul că plumb este o poezie de o tehnică perfectă, simetria propozițiilor, ritmul impecabil și orchestrația tonurilor sunt crescute direct din starea lirică a poetului. La nivel fonetic, putem remarca economia elementelor lingvistice care, în general, se repetă, o dominantă a consonantelor, a consoanelor care adesea se cuplează între ele, formând aglomerări ce creează sonorități stridente, zgomotoase, lugubre, cr, rm, nt, pl, ng, sc, etc. Vocalele închise predominante o, u, ă, î sugerează prizonieratul perpetu, imposibilitatea ieșirii din lumea claustrată. Rimele de tonalitate închisă, plumb, veșmânt, vânt, strig, frig, accentuează senzația de apăsare sufletească, de gâtuire, de spațiu fără ieșire. La nivel lexicosemantic se observă frecvența termenilor din câmpul semantic al morții. Dormeau, sicriele, covou, cavou, funerar, frig, mort. Versurile sunt simetrice, cuvintele folosite sunt puține, totul sugerând o anumită linearitate existențială. Astfel, textul se caracterizează prin simplitate, proprietate, chiar, autorul evitând termenii sofisticați. Deși puține cuvinte, în marea lor majoritate sunt motive literare, simboluri, metafore încărcate de semnificații, toate sugerând același aspect dezolant.